Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea 1 Samuel, capitolul 14, versetul 1 până la versetul 23. Pagina 303 în Sfânta Scriptură. 1 Samuel, capitolul 14, începând cu versetul 1. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele: Vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Ghibea sub rodiul din Migron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ahia, fiului. Ahitub, fratele lui Icabod, fiul lui Phineas, fiul lui Eli, preotul Domnului la Silo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor, era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte, unul purta numele Boțet și celălalt Sene. Unul din aceste piscuri este la mează noapte, față în față cu mic maș și celălalt la mează zi, față în față cu Geba. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați în prejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, că nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Cel ce-i ducea armele i-a răspuns, fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simțământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmezi oriunde. Ei bine, a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia și să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice, opriți-vă până vom veni noi la voi, vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. Dar dacă vor zice, suiți-vă la noi, ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul. S-au arătat amândoi străjii filistenilor și filistenii au zis, iată evreii ies din găurile în care s-au ascuns. Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui care îi ducea armele. Suiți-vă la noi ca să vă arătăm ceva. Ionatan a zis celui ce ducea armele, suiete după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel. Și Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele și cel ce ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce ducea armele arunca moartea în urma lui. În această întâi înfrângere, Ionatan și cel care ducea armele au ucis 20 de oameni pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabăra filistenilor, în țară și în tot poporul, straja și chiar și prădătorii s-au spăimântat, țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu, Străjerii lui Saul, care erau la ghibeia lui Beniamin, au văzut că mulțimea se împrăște și fuge în toate părțile. Atunci Saul a zis poporului care era cu el, numărați-vă rog și vedeți cine a plecat din mijlocul nostru. Au numărat și iată că lipsea Ionatan și cel ce îi purta armele. Și Saul a zis lui Ahia, adu în coace chivotului Dumnezeu, că pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare și Saul a zis preotului, trageți mâna. Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înaintat până la locul luptei. Și filistenii au întors sabia unii împotriva altora și învălmășeala era nespus de mare. Evrei care erau mai dinainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabără de pe unde erau împrășteați, s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și Onatan. Toți bărbații lui Israel care se ascunseseră în muntele Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să-i urmărească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Betaven. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta, îți mulțumim pentru prezența Ta aici în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că până acum ai atins inimile noastre prin cântare, prin poezie. Te rugăm, vorbește-ne de data aceasta prin cuvântul Tău. Doamne, vorbește fiecarea dintre noi personal. Vorbește fiecarea după nevoile noastre. Lucrează la caracterul nostru. Doamne, îmbărbătează-ne prin cuvântul Tău, mustră-ne prin cuvântul Tău, arată-ne calea care vrei să o urmăm, arată-ne, Doamne, ce vrei de la noi și mai ales dă-ne putere, te rugăm, să împlinim cuvântul Tău. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Frați și surori, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc fraților mei pentru invitația de a fi aici la poarta cerului în seara aceasta. Mă bucur de fiecare dată când pot veni, nu pot veni de fiecare dată și îmi pare rău să spun și tinerii știu asta și mai ales liderilor care m-au invitat că ultima dată când m-au chemat la o seară de tineret, într-o sâmbătă seara, n-am putut ajunge din cauze obiective, desigur. Uh, am rămas cu mașina stricată prin Oltenia. N-am știut că acolo ți se strică mașina așa ușor. Mi s-a stricat vineri, am dat telefon și am spus, vedeți că mi s-a stricat mașina, mi-au reparat-o seara și sâmbătă dimineața când am plecat mi s-a stricat încă o dată. Și am reparat-o încă o dată în turnul Severin și pe drum s-a mai stricat o dată. Dar pe urmă, până la urmă tot am ajuns acasă, însă așa, înghețat de frig, nu mai aveam căldură. Dar în fine, slavă Domnului că putem fi împreună în seara aceasta. Vă aduc salutări de la Biserica Betel și vreau să vă spun că simțământul care noi îl avem, cel puțin la Betel și sunt sigur că și voi aici la poarta cerului, este că aparținem aceleași familii. Avem același Dumnezeu ca Tată, avem același Domn Iisus Hristos, Același Duh Sfânt care este în noi, care ne întărește, care ne umple, care ne călăuzește, care ne conduce și ne purtăm același dragoste și același respect unii pentru alții, ca frați în Hristos ce suntem. Vă dorim binecuvântarea Domnului și vă dorim prosperitate spirituală și nu numai tuturor de aici, de la poarta cerului. Amin! Cei care sunteți familiar cu Scriptura și mai ales cu istoria lui Israel, nu se poate să nu fi uh, observat că timp de mai multe secole a existat o dispută puternică între poporul Israel și filistenii. Filistenii au fost, dacă vreți, ca un fel de ghimpe în coasta poporului Dumnezeu, mereu și mereu. Și lupta între Israel și filisteni era o luptă pentru dominația asupra țării sfinte. Filistenii ar putea fi numiți dușmanii tradiționali ai poporului Dumnezeu, atât în plan fizic, cât și în plan spiritual. Mereu și mereu au avut loc în căierări, războaie mai mici sau mai mari între filisteni și Israeliți. Până când, la un moment dat, David i-a pus la punct și i-a supus pe filisteni. Pasajul din 1 Samuel, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 23, descrie un astfel de episod, un simplu episod, dacă vreți, din această luptă. Luptă de secole între poporului Dumnezeu și dușmanii poporului Dumnezeu pentru dominația asupra Țării Sfinte. În pasajul acesta ne sunt prezentate două persoane foarte importante, Saul și Ionatan. Împăratul lui Israel în vremea aceea și prințul care în mod normal, natural, așa cum gândeau oamenii, ar fi trebuit să urmeze la tron după Saul. În același timp însă nu e vorba aici numai de doi oameni, ci e vorba de două atitudini pe care cei din poporul lui Dumnezeu le-au avut, le au sau le pot avea atunci când dușmanul cotropește țara. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat, ce faci când dușmanul ți-a ocupat țara? Ce faci atunci când dușmanul vine și comandă el în țară la tine? Așa să privim puțin la acești doi oameni. Mai întâi îl vom lua pe Saul și... Eu îl numesc pe Saul, cel puțin în pasajul acesta, omul care se odihnește. Saul este omul care se odihnește, tipul omului meditativ, contemplativ. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu sunt împotriva contemplației, din potrivă îmi face impresia uneori că la noi, la evanghelici, e ca multă gălăgie. Și poate din când în când mai trebuie să stăm și liniștiți, să mai avem timp să-l auzim pe Dumnezeu. S-ar putea uneori să nu-l auzim pe Dumnezeu vorbind din cauza faptului că suntem noi prea gălăgioși. Mă uitam, de exemplu, în adunarea noastră, nu-mi place să vorbesc despre alte adunări, dar vorbesc despre adunarea noastră. Când suntem la momentul cinei Domnului, un moment sacru pentru orice adunare, baptiștii, nu știu dacă pentecostalii au problema asta, să tem de liniște. De exemplu, mie mi-ar plăcea că atunci când se împarte uneori pâinea și vinul, să fie liniște. Dar noi nu putem sta liniște, trebuie să cântăm în timpul ăla. Dacă nu cântăm toți, cântă unul, solo sau e duet sau unul recită. Dacă o gătat corul cântarea prea repede și nu s-a împărțit încă cina, ca să nu fie liniște, cineva începe să recite Isaia 53, că ăla știe, altceva nu știe sau zice Psalmul 23. Astea cu trei, la urmă, îți mai ușor de ținut minte. Sau nu știu exact de ce. Deci, nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva contemplației sau meditației. Am însă probleme cu altceva și o să înțelegeți. Viața lui Saul este o istorie interesantă, dar tristă. O istorie tristă. Saul a început. Ca un mare erou, un mare erou în Israel. A încheiat, însă, ca un mare zero, A început în strălucire, dar a încheiat în rușine. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu: Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodiul din Migron. Adică, sub un copac. Era vreme de război. Înțelegeți? filistenii ocupaseră țara și Saul stătea la umbră sub copac. Filistenii puseseră stăpânire pe întreaga țară, făceau legea acolo în țara lui Israel. Și în loc să fie la luptă, în loc să fie în linia întâi, în loc să-și îndemne ostașii care avea să meargă să-și recucerească țara, Saul stătea sub copac, stătea la odihnă. De ce se odihnea oare Saul sub copacul acela? De ce stătea Saul sub rodiu? De ce nu mergea la luptă? A gândit, poate că era obosit. Poate că a considerat că au fost prea multe lupte, prea multe. Și sunt mulți astăzi care spun, N-are niciun rost. Ne obosim degeaba, prea multe lupte, prea multe. Și într-un fel, au zis ce spune cuvântul în 1 Samuel 13, la versetul 19 la 22. Situația era disperată. În toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră să împiedecăm pe evrei să-și facă săbii sau sulițe. Și fiecare om din Israel se pogora la filisteni ca să-și ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne și securea și ca să facă vârțe pușul cu care uh, mâna boii. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici sulițe în mâinile întregului popor care era cu Saul și Onatan. Nu avea decât Saul, și fiul său Ionatan. Ce să mai faci dacă n-ai arme? Am făcut tot ce am putut până acum. Un alt motiv pentru care Saul stătea la odihnă, stătea sub copacul acela, poate că se odihnea pe victorile din trecut. Câte biserici astăzi nu se odihnesc pe victorile din trecut? Oh, pe vremea noastră, Veneau creștinii la rugăciune, pe sub pământ altar aveau. Vă amintiți povești din astea? Victorii din trecut. Extraordinare. Așa era. E într-adevăr adevărat lucrul acesta, dar la ce ne folosește nouă astăzi? La ce ne folosește nouă astăzi că în trecut părinții și bunicii noștri au făcut ce au făcut, slăviți să fie Domnul pentru asta? și au făcut ceea ce trebuia să facă în generația lor. Dar pentru noi, astăzi, e generația noastră. Noi nu putem să ne culcăm pe victorile din trecut și să ne odihnim în victorile de odinioară. Poate că eram pană de idei, poate căuta noi idei, poate că acum se întrunea acolo sub copacul acela, Comitetul de programare a luptei. Asta e cea mai tare chestie la Evanghelici. Când vrei să faci o treabă, fă un comitet. Și cu siguranță se rezolvă de la sine. Adică nu se mai face de cele mai multe ori. Poate că tocmai atunci aveau discuții, erau, aveau loc discuții acolo despre Biserica Baptistă de sub Rodiu. Sau poate că era pendicostale, nu știu. <laughs> poate că se gândeau, cine știe, hai să facem ceva. În Saul și ostașii care erau lângă el, că nu erau puțini, erau vreo 600. Și cei 600 erau mercenari. Adică oameni care din asta trăiau. Din luptă. Avem o imagine a bisericii de astăzi. Biserica este chemată la luptă, biserica este chemată să distrugă întăriturile dușmanului. La Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, apostolul Pavel ne atrage atenția că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat, avem de, lupt, de dus o luptă. Și lupta noastră este împotriva întăriturilor dușmanului, care îi ține pe oameni sub ocupație. Am auzit în seara asta un apel făcut pentru cei care doresc să încheie legământ cu Domnul. Eu sunt sigur că în seara aceasta sunt aici unii care au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu, nu odată, ci de mai multe ori, dar încă n-au luat o decizie serioasă să-L urmeze pe Domnul. Și dacă chiar au luat o decizie, au zis ceva mai încolo, nu chiar acum. Iar când se pune problema de botez, o, oh, botezul... E o mare problemă. Pentru că botez înseamnă să te identifici. Asta e mesajul botezului. Botez înseamnă să te identifici cu Hristos și cu Biserica lui Hristos. Botez înseamnă legământ. Înseamnă că te angajezi înaintea cerului și înaintea oamenilor, că de astăzi înainte Îl urmezi pe Hristos și numai pe El. Amin. Nu știu dacă aici obișnuiți. La noi, cei care intră în apa botezului, înainte să intre cântă, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. 30% dintre ei mint în timp ce intră în apa botezului. 30%, asta o spun așa, în mare. Mint. Pentru că după ce intră în apa botezului, după ce încheie legământ cu Domnul, unii dintre ei la scurt timp, alții la uh, ceva timp mai încolo, uită de ceea ce au spus. Când intră acolo, cântă, înainte Iisus sau crucea, fiecare cum îi place, spune, în spate e lumea, înapoi eu nu voi da și nu mă să mă uit înapoi. Și mulți parcă nu se uită înapoi, dar au ochi la spate, cum avea mama când eram eu mic. Mă prostea cu chestia asta, zicea că are ochi la spate și stătea în casă sfântul. Ori era cu fața la mine, ori nu, știam că mă vede. E, unii așa au ochi la spate și văd tot ce se întâmplă în lume și se întorc înapoi. Vedeți, suntem în această luptă. Este datoria noastră să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și să cerem ca Dumnezeu să distrugă întăriturile acestea. Diavolul încearcă să-i ține pe oameni legați. Nu-i lasă să se decidă cu adevărat pentru Domnul Isus. Iar dacă o fac doar formal, el e foarte bucuros. Cea mai mare bucurie a diavolului este de pocăiți falși. De unii care ei se cred că sunt ceva sau cineva, dar nu sunt. E o mare bucurie pentru el. E o luptă în care trebuie să ne integrăm. Și cu toate acestea, mulți astăzi în biserică se odihnesc în autosuficiență. Prea mulți creștini sunt apati, sunt nepăsători. Deși e o vreme de război, mulți sunt în vacanță, stau la umbră. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, ce faci tu aici pe pământ? Ne-am bucurat în seara asta. Ne-am bucurat. Eu nu vă cunosc pe toți. Nu știu exact care e lucrarea voastră, nu știu în ce sunteți implicați. Știu de ăștia de aici, care ne-am pus mai sus ca voi. Mă gândesc că singurul motiv pentru care ne-am pus mai sus ca voi să ne vedeți bine, nu că am fi mai grozav ca voi. Amin? Cineva a încercat, da, se gândea să zică sau să nu zică. Amin, nu suntem. Suntem toți frați și surori în Domnul Isus Hristos. Dar vreau să vă spun ceva, că dacă voi ceilalți care n-ați avut loc pe platformă, nu sunteți altceva decât spectatori, atunci e o mare problemă și avem o mare problemă și noi cei de aici și voi cei de acolo. Noi cei de aici o să fim în permanență obosiți și voi cu timp o să vă plictisiți de noi. Dacă nu fiecare va pune mâna și să slujească, sunt sigur că nu toți aveți voci să cântați. Sunt sigur că nu toți puteți veni aici să predicați. Dar sunt sigur că toți, fiecare de aici, care suntem copii ai Domnului. Scriptura spune asta, nu eu. Toți cei care suntem copii ai Domnului și avem Duhul Sfânt în noi. Duhul Sfânt ne-a dat daruri pentru slujire. Și Duhul Sfânt nu ne-a dat daruri ca să. Uh, știu eu, să ne trecem noi pe ușă. Ați văzut cum își trec unii sau pe cartea de vizită, uh, titlurile care le au acolo. Și ne-a dat darurile acelea ca să ne slujim unii pe alții, să slujim trupului Hristos. Ce faci tu aici pe pământ de dragul cerului? Ce faci tu aici pe pământ de dragul împărăției lui Dumnezeu? Asta e întrebarea. Vedeți? Avem idei, avem intenții. Știți ce a zis cineva? Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. da? Este făcut așa o alee frumoasă, plină cu intenții bune. Drumul spre iad merge pe intenții acestea bune. Avem intenții, avem idei, dar încă suntem acolo sub copac. Din când în când ne mai și rugăm și bine facem că ne rugăm, dar încă stăm sub rodiul acela. Încă nu acționăm, doar câțiva. Ceilalți sunt fie prea obosiți, fie prea ocupați, fie unii prea spirituali, ca să se o implice cu adevărat în luptă. Ai grijă că fiecare zi care trece, te duce mai aproape de plecarea din lumea asta. Ai grijă la ceasul care tică încet și trece. Știu că mulți aici sunteți tineri, sub 40 de ani. Câțiva suntem în jurul vârstei de 40 de ani. Vreau să spun că dacă ai 40 de ani, ceasul pentru tine e cam 4 fără un sfert după masă. Cam ăsta e ceasul. Dacă ai 60 de ani, hai să zicem 50 întâi. Dacă ai 50, e 7 seara. Dacă ai 60 de ani, este deja 10 seara. Dacă ai 70 de ani, ești la mezul nopții. Dacă ești peste 70, habar n-am pe unde ești. Și poate nici tu. Știți? Știți ce a zis cineva? Așteptam să termin liceul. Așteptam să mă căstoresc, așteptam să am copii, așteptam să plece copiii la lucru, așteptam să ies la pensie și acum sunt pe moarte și am uitat să trăiesc. Știți ce asta? Tragedia vieții trăite sub copac, sub rodiu. Înțelegeți? Da? Încerc să vorbesc așa mai plastic. Tragedia vieții trăite fără rost. Tragedia unei vieți de creștini, dacă vreți, trăite fără scop, fără obiective clare. Fără a înțelege exact ce vrea Dumnezeu de la mine sau de la tine. Știți ce am constatat? Că noi putem face multe lucruri pe care și un ateu le poate face. Dar să nu facem nimic din ceea ce Domnul Isus ne-a cerut. Domnul Isus ne-a spus: Duceți-vă și faceți, ucenici, ziceți, din toate neamurile, da? Și ce faceți cu ei? Botezații, învățații, integrații, folosiți în lucrarea lui Dumnezeu. Oh! Dar nu vor să vină oamenii la biserică. Nu vor să vină. E adevărat, e mult mai greu astăzi. O, oh, de zile în urmă, în anii 90, imediat după Revoluție, veneau pe capete. Sigur, noi am avut unii care au venit și au crezut că dacă se botează la baptiști, primește viza de America. Am avut o doamnă care a venit în birou, eram cu fratele Dugulescu, am auzit că dacă mă botez aici, primesc 10.000 de mărci. Am zis la fratele Dugulescu, dacă e așa, mă mai botez o dată și mă fac anabaptist, că ăia erau cu rebotezatul. Mă mai botez odată pentru 10.000 de mărci, atunci era bani, frate. Vă dați seama ce le poate trece oamenilor prin cap? Ce faci când e vreme de război? Ce faci când trebuie să pleci la luptă? Saul stătea la marginea cetății, sub rodiul din Migron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ce făceau cei 600 de oameni? Exact ce făcea și Saul. Pentru că dacă tu ești unul într-o poziție de influență și să știi că a fi într-o poziție de influență nu înseamnă să fii păstor neapărat sau prezbiter într-o adunare. E destul să fii părinte și ești într-o poziție care are influență. Și cei care se uită la tine te vor urma. Dacă tu te rogi, să roagă și ei. Dacă tu mergi la oameni să le spui despre Domnul Isus Hristos, vor merge și ei. Dacă tu stai sub rodiu, dacă stai sub copac la umbră, vor sta și ei. E foarte important ceea ce fac eu, pentru că sunt o mulțime de ochi care se uită la mine și ei vor spune, dacă el stă la umbră, stau și eu. Timpul zboară, îl las pe Saul sub copac. Vreau să merg la al doilea personaj și anume la Ionatan. Eu îl numesc pe Ionatan un om plin de energie, tipul omului activ, care niciodată nu poate sta liniștit. Zice aici, într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărul care purta armele, vă rog să rețineți, în ziua în care ăștia stăteau sub copac, în ziua când Tatsu stătea la umbră, în ziua când din 600 de mercenari niciunul nu făcea nimic, atunci Ionatan spune, vino și să pătrundem până la straja filistenilor care este dincolo de locul acesta. Un contrast izbitor între Ionatan și tatăl său. Să știți, dintre toate caracterele din Sfânta Scriptură, Ionatan este unul care greu, dacă vei căuta cu atenție, vei găsi ceva greșit cu privire la el. Un om viteaz, și un om cu un caracter extraordinar. Mai ales se evidențiază caracterul lui în prietenia lui cu David. Se pare că David l-a influențat mai mult pe Ionatan decât capriciile tatălui său. Ionatan a fost gata să învețe de la David chiar dacă a înțeles că el care pe drept urma să fie rege va fi dat la o parte și David va veni în locul lui. Ionatan a acceptat lucrul acesta și a fost gata să învețe de la David. A doar o scurtă aplicație, așa. Când ai ajuns prea deștept să înveți de la alții, indiferent cine ești, atunci puneți singur cruce, nu lăsa pe alții să dea bani pe ea, că ești gata. În momentul în care nu mai poți să înveți de la nimeni, ai o problemă. Oamenii de astăzi au nevoie de lideri, de slujitori, de conducători, ca și Ionatan, la nivel social, la nivel politic, la nivel spiritual. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni care să acționeze, oameni plini de energie, care să pună viziunea luptei înaintea bisericii. Sunt prea mulți care să tem, sunt prea mulți cărora le este frică să-i confrunte pe oameni. Trăim o vreme foarte ciudată și ideea majoră astăzi este lasă-i pe toți să simtă bine, toată lumea să se simtă fericită. Ionatan nu are liniște, țara era ocupată, nu putea să stea sub rodiu, sigur, dacă ar fi vrut ar fi putut. Ar fi putut să stea cu ceilalți, să facă planuri, să joace cărți, să facă planuri de luptă, știu eu mai ce. Însă Ionatan spune, nu pot sta liniștit. Avea ceva, avea așa un fel de neliniște sfântă, l-a cuprins pe Ionatan. Toți stau și nu fac nimic. Se gândea el, dușmanii au ocupat pământul sfânt și îl exploatează. Saul ar trebui să atace dar nu o face. Știți ce e interesant? Ionatan a înțeles un mare adevăr care nouă ne scapă adesea. Dușmanul nu avea nevoie să facă nimic. Ei puseseră stăpânire pe țară. Ei erau cei care trebuia să acționeze. Ionatan a înțeles că este timpul să se ridice de acolo, de sub rodiul acela. Să-și lărgească viziunea și să pornească la luptă. A înțeles că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu are toată puterea și că prin puterea lui Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Și îmi place ceva în partea finală a versetului 1, spune și n-a spus nimic Tatălui său. Păi dacă i-ar fi spus lui Saul, probabil că n-ar mai fi plecat niciodată. Pentru că să știți și în biserică sunt unii care abia așteaptă să te țină numai acolo sub copac, să stai la umbră. Dacă încerci să ieși din căsuța unde vor este pună, atunci ai probleme. Și ceea ce spui, stai cu minte, stai cu minte. Nu te mișca așa repede, că noi obosim, obosim. A spus o dată un frate, Acum e plecat la Domnul, în veșnicie. Asta cu mulți ani în urmă. Zice, noi știm că nu suntem așa cum trebuie. Știm noi că suntem un, o piedică cumva. Asta era ideea, în calea lucrării. Dar voi ăștia tineri, lăsați-o mai moale până murim noi. Că noi vrem să murim așa încet, în liniște, nu dintr-o dată. Parcă ce mare diferență că mori în liniște sau mori așa mai brusc. Până la urmă tot mori. Dar asta e ideea. Și ideea aceasta este foarte răspândită în Biserica lui Hristos chiar astăzi. Și mulți spun, asta ai cu minte acolo, nu te mișca așa de tare. Însă Ionatan nu poate sta. Ionatan vrea să acționeze, Ionatan vrea să plece, dar știți ce îmi place la el? Nu pleacă singur nu pleacă singur. Ionatan a zis tânărului care purta armele, vino și să pătrundem până la straja acestor neteați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Observați? El nu-l obligă neapărat pe Dumnezeu să lucreze pentru ei. Sunt astăzi unii care ei merg înaintea lui Dumnezeu. Declară lucruri care li se pare lor că deja s-au întâmplat și nu se întâmplă niciodată. Și aduc blam asupra numelui Dumnezeu. Asta nu e necredință, ci pur și simplu Ionatan gândește dacă Dumnezeu vrea să onoreze, acțiunea noastră o va onora, pentru că e suveran. Dacă nu, nu. Dar eu am convingerea următoare. Că Dumnezeu poate să dea o victorie printr-un număr mic de oameni, tot așa cum o dă printr-un număr mare de oameni și bazându-mă pe asta, mă duc la luptă și poate că Domnul va lucra pentru noi. Îl ia pe omul acesta cu el, nu se duce singur. Ionatan declară război și spune, îl cred pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va vrea să ne dea o victorie, ne-o va da. Și vă întreb, l-a băgat Dumnezeu în seamă? Da, l-a băgat. I-a spus Dumnezeu Ionatan, liniștește-te. Nu! Dumnezeu nu i-a spus asta. Dumnezeu se uită la pasiunea lui și pentru că Ionatan nu limitează pe Dumnezeu, Dumnezeu îi onorează credința lui și pasiunea lui și implicarea lui. Doar o vorbă vreau să spun despre băiatul acesta care îi purta armele un om fără nume. Nu știm exact numele lui. Singurul lucru care știu despre el e că era și el dintre cei 600, dar era unul ca și Ionatan. Abia aștepta să-i spune cineva, hai să facem treabă. Și el sare primul. Nu e unul dintre aceia care îl interesează să aibă un titlu neapărat. Astăzi, pe unii nu poți să-i pui în lucrare Că prima trebuie să-i dai un titlu. Înțelegeți? Trebuie să scrii acolo la el, să-i dai birou, să-i dai computer, să-i dai de toate, să scrii. Și atunci, frate, facem treabă. Nu, omul ăsta nu e interesat de asta. Știe cineva cum i-a chemat pe aia patru care o spart acoperișul și o lăsat un bolnav? Ce-ați zice? dacă într-o seară așa, în timp ce aveți adunare aici, patru nebuni sparg acoperișul și vă las unul aici să vă rugați pentru el. Asta s-a întâmplat. Noi acum, sigur, mai râdem, mai ne întrebăm, mă, chiar ce-am face? Chiar și eu m-aș întreba. Oricum, la noi, la Betel, e mai greu de spart, că au făcut ei acolo buncăr, nu glumă. Dar nu știu cum e aici. Poate că... Dar știe cineva cum îi cheamă? Credeți că e interesat să-ți fie scris numele lor undeva? Știți ce interes aveau? Doar ca omul acela, nici nu știu dacă îl cunoșteau bine, dacă erau prieteni cu el, dacă erau rude cu el, doar ce înțeleg e că îl iubeau pe omul ăla și au știut că înăuntru e cineva care poate rezolva problema lui și pur și simplu l-au lăsat prin acoperiș acolo, dar nu e interesat dacă numele lor va fi scris undeva sau nu. Astăzi poporul Dumnezeu are nevoie de oameni ca și Ionatan. Amin? Amin. Amin. Mă bucur că cineva crede, măcar o persoană. Să știți, noi românii suntem cei mai meseriași la zise din astea mioritice, așa cu oița aia care se duce la moarte singură sau ciobanul se duce la moarte, nici mai știu cum e că noi ne credem mari cu asta, dar nu știu câtă cinste ne face. Dar în fine, intru în literatură și zicem noi, că o floare nu se face primăvară. A zis numai un oameni ce aia. Dar știți, o singură floare anunță că vine primăvara. E deja o altă perspectivă, nu vi se pare? Nu vi se pare că avem nevoie de asta? Avem nevoie de oameni ca și Ionatan. Amin? Dar avem nevoie de mulți alții ca și tânărul acesta care îi purta armele lui Ionatan nu o să fie toți Ionatan, pentru că nici nu-i loc. O să vrem pe urmă ca oltenii, mă scuzați dacă sunteți careva din așa, să facem toate scaunele la olsit în față, <gură> că nimeni nu vrea să stea pe alea din spate. Deci, nici chiar așa acum. Deci avem nevoie, mă scuzați, eu sunt și știți, încă nu s-au născut glumele cu bănățenii cu ardeleni sunt, cu moldoveni sunt, cu olteni sunt, cu bărățeni încă nu. Dacă aveți creativitate, puneți-vă pe treabă că găsiți și la noi destule, mai ales că noi ni sfruncea. Da? Da, în fine, căutați și veți găsi. Da? Ți avem nevoie de Ionatan, dar avem nevoie de astfel de oameni. Da? Ce s-a întâmplat datorită încrederii în Dumnezeu a acestor doi oameni? Versetul 23 spune, Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea. Și lupta s-a întins până dincolo de Betaven. Israel era sub stăpânirea lor, își băteau joc de ei, făceau ce vroiau din ei. Și ei stăteau. Și doi oameni, mai întâi unul și apoi încă unul, încrezându-se în Dumnezeu, au pornit la luptă și Domnul a dat o mare izbăvire. În războiul civil din America în secolul XIX, un capitan se uita la compania lui oameni obosiți, răniți, majoritatea dintre ei și le-a spus așa, avem trei posibilități, ne prădăm, fugim sau luptăm. Apoi a tras o linie cu sabia, a scos sabia, a tras o linie, dar a rămas cu sabia în mână, n-a mai băgat-o. Asta în doar ca să-i ajute la luarea deciziei. A tras o linie, a trecut dincolo de ea și a zis așa: Nimeni nu se predă, nimeni nu fuge. Alegeți ce vreți să faceți. <laughs> și au trecut toți în partea cealaltă. Unul singur a rămas dincolo curgea sângele din el cât era de rănit. Dar și-a întins mâna și a strigat colegilor lui, camarazilor lui, trageți-mă și pe mine, târâți-mă și pe mine, vreau să merg la luptă până la capăt. Este vreme de luptă, frați și surori, este tineri aici mulți, este vreme de luptă, nu de odihnă. Vreau să închei prezentându-vă trei adevăruri Deosebit de importante din această lecție de istorie care ne-o prezintă aici cuvântul Dumnezeu. Primul adevăr, ascultați cu mare atenție. Vremurile cele mai rele sunt vremurile cele mai bune. Dacă am auzit vreodată, amin, a zis Păstorul că înțelege, amin, așa trebuie să spune. Vremurile cele mai rele sunt vremurile cele mai bune. Vremurile cele mai rele din punct de vedere spiritual, vremurile cele mai rele din punct de vedere economic, vremurile cele mai groasnice sunt, vremurile cele mai bune în care Dumnezeu lucrează. N-a venit trezirea spirituală mai mare decât atunci când poporul Dumnezeu a fost la pământ. N-a venit lucrarea de mântuire mai mare decât atunci când oamenii păreau că nu mai au nicio șansă. Știți care Motou bisericii de astăzi ca să scape de îndatoririle care are sunt vremuri grele. Băi, ce mare filozofie. Și când aud pe unii când spun, frate, dar azi sunt vremuri grele, vremurile s-au schimbat. Bă, parcă mă uit așa și întreb, arăta prost? Adică nu crezi că văd și eu că vremurile s-au schimbat? Da, vremurile s-au schimbat, dar Dumnezeu nu s-a schimbat. Amin? Amin? Dumnezeu este același. El are aceeași putere și astăzi. Și astăzi vrea să mântuiască. Și astăzi vrea să-i scoate pe oameni din iad. Și astăzi vrea să-i scoate de sub stăpânirea lui Satan. Pentru că filistenii de azi sunt Satan și îngerii lui care îi țin pe oameni strangulați, care nu-i lasă să ia decizii, să vină în împărăția lui Dumnezeu. Era o vreme grea atunci, să știți, nu era o vreme tocmai ușoară. Și totuși, într-o vreme ca și aceea, Dumnezeu a dat o mare izbăvire. Al doilea adevăr, vremurile bune pot fi provocate de oameni credincioși. Ei știau, versetul 6, știau că Dumnezeu poate da o victorie doar prin doi oameni. Dumnezeu putea să dea victorie prin mulți sau prin puțini, spune Ionatan. Dar dacă ei stăteau și nu făceau nimic, dacă cei mai mulți stăteau și nu făceau nimic, Dumnezeu a fost gata să onoreze credincioșia a doi oameni. Vedeți? Dumnezeu vrea și astăzi să lucreze. Dumnezeu vrea și astăzi să aducă izbăvire. Dar oare suntem noi gata să ieșim de la umbră? Poate fi umbra comodității, poate fi umbra necredinței, poate fi umbra fricii, poate umbra păcatului sau chiar a unei false spiritualități. Dar tot umbră e și asta. Poate fi ceva care ne ține inactivi. Vremurile bune. Sunt provocate de oameni credincioși. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea în lumea asta fără noi. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Dar în suveranitatea Lui, El ne-a oferit nouă harul să fim conlucrători împreună cu El. Și El vrea să se folosească de noi în mântuirea oamenilor. El vrea să, fa să folosească de noi investirea mesajului lui către cei care au nevoie să audă Evanghelia. Important este să vrem să facem ceea ce putem face. Nu putem face totul. Nu putem face decât ceea ce e posibil să facem. Dar când vom face ce este posibil, Dumnezeu va face imposibil. Amen. Pentru că Dumnezeu este specialist în a face imposibilul. Așteaptă însă ca noi să facem ceea ce este posibil. Și al treilea adevăr, oamenii credincioși nu așteaptă o zi specială. Când s-a întâmplat victoria aceasta așa de mare? Când s-au întâmplat lucrurile acestea? Spune versetul întâi într-o zi, într-o zi oarecare nici măcar n-a fost o zi atât de importantă încât să se noteze acolo. Era într-o zi de marți, când cei de la Poarta Celui erau la rugăciune, cei de la Betel erau la tineret, aia erau alții. Nu, o zi. O zi oarecare. O zi ca oricare altă zi. Dacă vrei să-l vezi pe Dumnezeu făcând lucruri mari în viața ta și apoi prin tine în viața altora. Nu aștepta după zile speciale. Dumnezeu a luat ziua aceea obișnuită și a transformat-o apoi într-o zi specială. S-au urcat doar doi oameni să se bată cu 20, care făceau și glume cu ei. Hai, veniți la noi să vă arătăm ceva. Da? Avem noi un program nou pe internet, care voi nu-l aveți. Hai să vi-l arătăm. Hai sus încoace, veniți la noi. Cumva îi luau peste picior. Numai că în momentul când ei, în puterea lui Dumnezeu, s-au dus acolo, groaza lui Dumnezeu a început să lucreze. Și până și cei mai fricoși dintre copiii lui Israel, care până atunci stăteau ascunși, care mai pe unde, au ieșit din peșteri, au ieșit din lăzile cu grâu, sau eu știu pun erau, din podul cu fân, care pe unde apuca să ascundă. Și de acum, care mai de care, era unul curajos, Știți? E important să fie unul, doi, trei, care să aibă curaj, pasiune, entuziasm, să se încreadă în Dumnezeu și să pornească la luptă. După ei vor veni și ceilalți, și chiar și cei mai fricoși se vor transforma în cei mai mari curajoși. Poate că te întreb în seara asta, oare ce vrea Dumnezeu să fac eu? Dăm voie să spun, primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l faci este să nu pierzi prea mult timp aflând ce vrea El să faci. Pentru că ceea ce El vrea să faci, deja ți-a descoperit în cuvântul Lui. Deja Dumnezeu ne-a spus, duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Iar ei, spune în Marcu, au plecat și-au făcut exact cum le-a spus și Domnul lucra împreună cu ei și Domnul le dădea izbândă nu mă înțelegeți greșit e important să cerem călăuzire de la Dumnezeu dar mi se pare o fugă de răspundere și de slujire dacă de 5 ani tot aștepți călăuzire să spună Domnul ce să faci și încă n-ai aflat ce să faci, cred că ai o problemă. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l faci este să nu aștepți prea mult, pentru că El deja ți-a spus ce trebuie să faci. Pune mâna și fă ceea ce trebuie să faci. Pune mâna și fă ceea ce știi să faci. Dacă te încrezi cu adevărat în El, dacă crezi că Dumnezeu poate să lucreze prin tine, atunci, pune-te la dispoziția lui și lucrează cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Lângă tine sunt prietenii tăi, sunt cunoscuții tăi, sunt oameni care au nevoie să-l cunoască pe Domnul Isus. Sunt oameni care au nevoie să audă Evanghelia Domnului Isus. Poate chiar aici, în seara aceasta, sunt unii care au nevoie de doar un impuls și s-ar putea ca Dumnezeu să te folosească pe tine mai bine decât pe noi de aici din Amvon. Să-i spui celui care încă stă și nu ia o decizie pentru Domnul, de ce stai? De ce nu îndrăznești? De ce nu îndrăznești să mergi împreună cu Domnul? De ce nu vrei să faci legământ cu Domnul? Spune-i despre beneficiile legământului cu Dumnezeu în viața ta. Spune-i despre modul în care Dumnezeu ți-a schimbat ție viața. Dacă ți-a schimbat-o, dacă viața ta e altfel, dacă ai ce să spui, dacă n-ai ce să spui, atunci ai o problemă. Atunci ceri Domnului să lucreze în viața ta ca să ai ce să spui, să ai ce să mărturisești, să spui altora despre modul fantastic în care Dumnezeu ți-a schimbat viața, dar fă ceva. Nu sta. Nu aștepta. Dușmanul îi ține pe prea mulți legați. E vreme de război. E vreme de luptă. Nu e vreme de odihnă. Nu e vreme de stat la umbră. Vremea de odihnă, dar și aia, ah, ce odihnă, va fi atunci când vine Domnul. Odihnă prin slujire va fi și acolo. Unii care credeți că abia aștept să ajung acolo să stau întins într-un șeslong pe malurile râurilor sfinte, da? cu unde cristaline argintii pe munți de foc, în slava lui cea mare, ce frumos va fi când vom sluji pe Domnul și acolo. Cei care îl slujim aici, vom sluji și acolo. Cei care aici vor fi gata să se pună la dispoziția Lui, vor fi vrednici și acolo, peste mai multe lucruri. Nu sta! Fii un Ionatan sau fi unul care stă lângă un Ionatan. Și poartă armele. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.